Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un episod de SnowRunner, episod în care, dacă mai țineți, vă bine mintea. V-am zis că o să luăm spare parts-urile și o să deblocăm acest gateway, fix asta de aici. Și m-am gândit că cel mai bun mod de a face e cu tatarinul ăsta OP. Știți ce zic? Și atunci, luăm tatarinul OP. Traversăm și luăm spare parts-ul și ne ducem cu el și explorăm noua harta. Easy trece cu X-ul pe aici, da, și cu asta trece repede. Nici asta nu are milă. Dăm cu spatele. Luăm spare parts-urile și ne-am dus. Stai să... Nu trebuie. Easy traseul. Chiar am vrut să iau aia câțiva litri. Nu știu de ce. Trau, meciat. Voi n-ați pățit să rămâneți fără carburant pe jocul ăsta? Ei, nu pe naib. Că ați pățit și voi. Azi că vă știu. Chiar sunt curios cum e harta nouă. Harta nouă. Asta ultima pe care n-am deblocat-o încă. Așa asta tot harta nouă. Cam veche deja totuși. Eu trecut ceva timp de la lansare și Andrei nu prea o filmat. No runner, nu s-a înghesuit, dar ați înțeles voi. La ce mă refer? Tot gardul ăla l-am drumat. Bă, încică pe aici e asfaltul. Urăsc hitbox-ul. Ați văzut că nu atingeam și totuși a zis hai că atingi, că chiar trebuie să îți dăm și damage. E oribil hitbox-ul. De-aia eu și pus viața așa multă HP la... suspensie și roți și tot. În cauza asta, în principal. Măceat, pregătiți de noua hartă? Că eu da. Este bine-s. North Peak. North Peak National Park. Mamă, cum arată. Păi și unde mă spona, mă? Avem OZN orceat. M-a spunat în nord. Nu știu ce să fac. Pe unde o luăm? Hai tot înainte. După ce facem dimineața.
Da, gata, știu unde merem. Duncan Bay. Mai stai tu puțin, că Duncan Bay... Ea e alaltă. De ce îmi arată... A, îmi arată misiunea. Sunt prost. Nu mă băgați în seamă. Cred că jocul să-mi explice că am delivrat bușten pe harta aia alaltă. Da. Și eu mai lent, așa în gândire, nu m-am prins. Nachat, ia vedeți ce am descoperit aici. Arată fain Mac-ul ăsta, n-am ce să zic. Unde trebuie dus, de curiozitate? Ok, îl repar, nu zic nu, dar unde trebuie dus? La reparații n-am multe. Am permis să-l repar. Refuel. Delivered to the service center. Uuuu. Mam. Acolo avem garaj, chat. Mam. Și aveți mă că aici pe mijloc hidita mai lacul, deci... Noi trebuie să-l tragem până acolo. Obligat forțat. Păi hai să-l scoatem prima oară de aici. Bro, animația la apă e broken. Nu chiar. Bun, l-am lăsat în mijlocul drumului. Hai să mergem la ăsta, la Watch Tower. Ce mai atâta? Mai la deal, mai la vale. Zic că nu ești adâncă. Chiar nu e. Mamă, ce easy, mergi pe aici. N-ai stres. Bro, fix zonele astea. Des... Miezul, pita pentru modurile astea de le-am eu. E zone foarte ușor prin care poți să treci cu vehiculele astea. Pare-s broken. Ca mine. Păi ce mere. O, uățata la el, sau cum se zicea. Așa mai vine întrebare. Putem noi ca oameni să ne cățărăm pe cei? Mă, ceva, ceva ar părea că putem. Blea, că trebuia să fie un copac.
Nu, important e că am putut. Mai contează cum? Putem să colesc. Să-mi fac viața mai ușoară, cel mai probabil. Dar... Da. Iară pietre din astea înguste, mă, că nebunesc cu ele. Păi deci... E frumos, drept și dintr-o dată. Hai să iasă niște pietre din astea așa mult în relief și fix lângă ele să fie numai pământ și noroi, că... Așa e peste tot, în natură. În puii mei de joc. Și developeri. Corale să fac așa. Ce știți ce o să urmeze de aici, nu? Ia să dăm aici un spectate. Ia vezi, eu am deblocat aici factory, nu știu ce. Bro, produci la factory cărămizi și medium logs. Foarte realist, relatable, aș zice. Factory-ul ăsta alalt, unde e și o misiune ceva. Abandoned oil tank, warehouse, remorci, fuel station. Oil tank-ul ăla trebuie să-l tragem, noi bai. Water probe. Păi bun, hai să mergem să luăm misiunile de pe aici. Și oil tank-ul. Și oil tank-ul. Da, chat, că tot v-am zis, asta urmează. Chat? Important e când ne-am întors. Nu știu ce-a fost aia. Cea mai lină aterizare pe care am văzut-o. Dacă o putem numi lină. La. Mergem să tragem cisterna aia după noi. Până unde trebuie. Și pe aia vedem. Nu cred că trebuie să iau pe aici. Vezi, mă, că merem la deal. Și ne avem o misiune și acolo. Sau nu? Aia nu contează. Nu-mi apare. Așa că nu-mi pas. Să vreau să deblocăm garajul, să vedem care e faza cu el. Nu mai trebuie să ajungem la el. Am înțeles.
Aici ce misiune am? Ah, am înțeles. Nu am nicio misiune momentan vizibilă. Ce se șat, ajungem la garaj episodul ăsta. Ajungem, cum să ne ajungem dacă ajungem, hai. Hai remorcă după mine, nu plânge. A. Ha? Ce? Acolo trebuie să duc. Nu cred că o să fac episodul ăsta. Remorca. Eu nu duc atâta. Nu mulțumesc, chat, nu duc atâta. Nici remorcata, nici târâta, nici nimic. Nici mor, nici viu. Nu duc episodul ăsta acolo. O decolat, chat. Gata. Acolo rămâne. Să văd aici câte misiuni ați de luat. Ok, ok, ok. Alea da, și una aici ar trebui să mai fie. Asta e portul. Și o misiune aici în stânga, în dreapta. Nu e? Hai, boss. Boss, boss. Cum zic ăștia. Urăsc când mă ia cineva cu apelativul boss. Nu știu, pur și simplu. Este ceva gen... da, nu, mersi, nu-mi zi așa. Nu găsesc unde e aia chat. Trebuie să fie aici. Acolo. Chiar. Știți ceva? Ne întoarcem, luăm astea două și ne ducem să tractăm alea. Nu știu, când mai cineva cu apelativul boss, mi se pare că... îmi zic oamenii mei... nu știu. Mi se pare că s-a luat atât mișto într-o oarecare măsură. Sau nen serios, sau... nici nu știu cum să zic. Unde-i misiunea? Am văzut. Se putea, mă. Cel mai util. Chestia aia. Nu regret nicio secundă. Visit the North Lake. Da, uite acum.
Mă duc să-l iau pe ăla, să-l trate. Și poate da, poate chiar vizităm și lacul. Dar nu, că e apa dâncă. Dacă mă pune să meră fix în mijlocul lui, ciuciu banana. Început și să ploie, ca să fie sigur că îmi strică filmarea și că îmi lăguiește. Urăsc așa mult când se întâmplă fazele astea. Mec, dragule. Zic că nu mai trebuie să te repară după. Dincoace, trebuia să ies, bro. Nu-i bai, că facem dreapta. Dar nu putea să pună vreme bună. N-am eu probleme cu filmatul. Nu a putut. Mamă, cum arată drumul ăsta. Bro. Cum se poate natural? Din nivel ăla, în halul ăsta, un drum. Dar na. Fie. Bun, care e problema? Dacă o luăm în jos, să fie drumul blocat. Dacă o luăm la stângă, să ajung la lac. Și nu vreau nici asta. Deși drumul până la lac e cel mai ok de parcurs. Că e parcursibil, ca să zic așa. Mă, când conjurăm. Asta e. La asta am dat așa mult damage. Bun, hai că eu pe scurtătură. Bun, deja îmi pare rău că am luat-o pe scurtătură.
Am scăpat. Bine. Bun. Probele alea de apă unde trebuie să le iau? Acolo. Bun. Hai că doar dau check-ul și mă întorc. A. Vrea și lacul ăla la alta, am înțeles. Nu. Bun, noi suntem aici. Hai că nu mai e mult chat. Mai vreo două, vreo trei minute. Și am ajuns. Și chiar o să-mi pun view de la volan. Că e ușor traseul de aici. Roda. A, ești pe roți. Cred că s-a răsturnat, mi se pare că mergea greu. Ce mă enervează capota aia, care de fapt nu-i capota, dar tot sare. Ok. Traseul e pe aici, a? Ce interesant, îți dă cu totul și cu tot altă perspectivă dacă merge așa. Sincer. Sincer să vă zic. Aici, uite că ajungem. În stânga. Nu-i construi garajul, mă. Nu te creau. Nu te creu mucho. Mi-a rămas mie mecu. Bine, bă. Uite-mă garajul. Da, numai că nu poți să faci de toate. Poți numai un vehicul. De ce e suficient? Asta e cargo management. Genial. Deci avem garaj chat. Frumos. Bine că ni l-am asigurat aici. O să plecăm noi în expediție după. Da. În următorul episod. Să vreau să dăm mecul ăsta cum mai.
E all-wheel drive on. Și are și diff. Ia să vedem ce putem face cu el. Avem un fine tune. Suspensie activă. Nu avem 47 ai. Nașpa. Păi și este cu lanț cum ăsă. Advanced diff. Și atunci ăsta degeaba e mai scump, că ăsta e mai înalt. Și aici sunt add-on-uri. Cât duci? Dublu sau triplu? Cred că dublu. Da. Numai dublu duce. Da, e mini util. Decă nimic. E util și asta pe aici. Mamă, dacă mă sun, mă derupe. Frumos, e frumos chat. Dar bun. Ne auzim la următorul episod. Până atunci. Vă salut și ne vedem pe data viitoare la un episod. Ciao, ciao.